Un puternic incendiu de vegetație a pus în pericol mai multe gospodării din localitatea Leauț din comuna Tomești. Pompierii au intervenit aproape 6 ore pentru a lichida focul, însă intervenția a fost destul de dificilă, la temperaturi extrem de ridicate și în condiții de vânt. Flăcările s-au extins și la 2 anexe gospodărești și a existat riscul ca focul să cuprindă și biserica din sat, declarată monument istoric. 50 de pompieri au intervenit în această misiune. Un incendiu de vegetație a pus în pericol mai multe gospodării din localitatea Leauț, comuna Tomești. Peste 6 ore, pompierii secției Brad s-au luptat cu flăcările la temperaturi extrem de ridicate și în condiții de vânt. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 13:30, pentru misiune fiind alocate 2 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială pentru muncă operativă, un autocamion transport materiale, un microbuz, o ambulanță SMURD și 50 de pompieri. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta prin mai multe focare, cu distanțe foarte mari între ele. De asemenea, arderea a fost favorizată de condițiile meteo și de uscăciunea extremă a vegetației, fiind cuprinse de flăcări și 2 anexe gospodărești, cu riscul de propagare a focului la biserica din sat și la mai multe case aflate în proximitate. Salvatorii au acționat cu prioritate pentru protejarea locuințelor și a bisericii monument istoric, pe care le-au salvat din calea focului, iar pentru localizarea incendiului s-au format mai multe dispozitive. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă suprafața totală afectată a fost de peste 150 de hectare de teren. Intervenția pompierilor a fost sprijinită de angajați ai primăriei și de săteni. În ultimele zile, pompierii militari au fost solicitați să intervină la 17 incendii de vegetație uscată, mărăcinii și litieră, care au avut loc pe raza mai multor localități din județ, inclusiv în proximitatea autostrăzii A1.